O carte pe zi cu Valentin Protopopescu. Pentru credinciosul creștin, mai cu seamă pentru cel ortodox, lectura Faptelor Apostolilor reprezintă adăparea la un izvor de necurmată înțelepciune și profunzime. Adevărate tablouri ale nașterii creștinismului, aceste texte sunt congenere edificări unei autentice conștiințe de sine a noi credințe monoteiste și universale. Pline de istorii, învățăminte și pilde exemplare, astfel de texte au darul de a evoca o atmosferă legendară, dar și de a confirma intuițiile sufletului dornic să se confunde cu realitatea istorică ori metaforică a începuturilor fondatoare. Un comentator de calibrul lui Francis Barkitt spunea că acest roman, prin faptul că include un poem extraordinar, constituie nu numai cea mai reușită estetic operă a literaturii religioase siriace, ci și a întregii biserici a începuturilor. Într-adevăr, după cum spune acest Barkitt, imnul Perlei e un vechi imn gnostic despre suflet, care este trimis din sălașul său ceresc pe pământ, iar acolo își uită atât originea, cât și misiunea până când este trezit de o revelație din înalt. După care, el își îndeplinește sarcina ce a fost încredințată și se întoarce în tărâmurile superioare, acolo unde este reunit cu veșmântul ceresc, echivalentul său ideal, și se alătură astfel puterilor cerești cele mai înalte. Cunoscute de multă vreme de primii hagiografi și ecleziologi, faptele apostolului Toma al Indiei sunt valoroase nu atât prin exactitatea documentară a episoadelor narate, firește, improbabilă, cât mai ales prin înălțimea spirituală a rugăciunilor, pildelor și predicilor inspirate de apostol, dar și prin incipiența doctrinară pe care acesta o vădește. Memorabile sunt, din unghiul de vedere al prospețimii teologice, evangheliile fecioriei și ale sărăciei, care, dincolo de frumusețea lor literară, impresionează prin justețea și radicalitatea creștină a viziunii. Textele invocate au o puritate stilistică remarcabilă, sunt mostre de autentică poezie religioasă și mai ales tezaure de bogăție spirituală creștină. Ele au darul de a cuceri, convingând până și pe cei mai furibunzi atei de excelența și sanctitatea mesajului cristic. Mai mult decât orice altceva, asemenea nestemate de sapiență creștină se transformă în urma simplei lecturi în credibile exerciții de autopsihoterapie, căci reflecția și analiza pe care le stimulează au fără îndoială darul de a ne face mai buni, mai frumoși, mai generoși cu semenii, dar și cu noi înșine. Nu există oglindă mai frumoasă a sufletului creștin decât aceste texte atribuite apostolului Toma.